Oleatira are un concurent serios chiar în familia sa. Funtic știe să cânte. Până în acest moment, animăluțul talentat nu făcea decât să repete alături de Olea. Dar dacă o ține tot așa, cine știe cât de departe poate să ajungă. Cred că deja toată lumea știe cine este Funtic. Da, e cățelul Oleatira. Sau, cum îi zice ea, băiatul mamei. Recent am descoperit că Funtic știe să cânte. Și nu de unul singur, ci împreună cu mămica lui. Atunci când avea jumate de an, fiecare dată când cântam acasă, deci repetam sau învățam o piesă nouă, am înțeles că ceva ori lui nu-i place, ori dorește să cânte împreună cu mine. Și de fapt așa și noi ne-am descoperit talentul lui Funtic. Când începeam să cânt, venea și el la mine în brațe și a început să cânte și el. Este un câine foarte talentat, este un artist. Dacă tot e un cățel talentat, Funtic nu cântă orice, are și el preferințele lui. De fapt, piesa care lui îi place, el vine și cântă împreună cu mine. Are și piese. Atunci când ai ce de cântat, de fapt, note mai lungi, piese mai frumoase, mai lente, lui place foarte mult. Atunci când este o piesă simplă și așa mai departe, nici nu mai vine la mine. Și să știți că asta nu e prima lui experiență, când trebuie să lucreze cu camera de filmare. Funtic este și vedeta unui spot publicitar filmat recent împreună cu Oleatira. Filmările au trecut foarte, foarte bine. De dimineață am început filmările până la 5 seara, de la 10-11 până la 5 seara. Și au fost momente împreună cu Funtic. Funtic cu 3 duble deja au fost gata. Îmi pare mie că pricepe ce se întâmplă, a reușit foarte bine să facă ce au făcut. Mai mult, acesta este obișnuit cu programul artistic al Olei și nu face mare gălăgie când e lăsat singur acasă. El deja s-a obișnuit să stea acasă, el înțelege că mama lucrează, tata lucrează și câteodată trebuie să stea acasă singur el. Atunci când am ceva întâlniri sau fără repetiții zile, deci când ies în oraș, eu cu mine.